shout out Spain. Frigul, vântul sau aerul uscat sunt factori care agresează firul de păr. În astfel de condiții, fără o protecție adecvată, părul devine mai uscat, se despică mai repede și capătă un aspect nesănătos. Grija pe care trebuie să o avem în ceea ce privește hrănirea și protejarea părului trebuie să fie prioritară printre numeroasele lucruri pe care le avem de făcut zi de zi. În perioada rece, părul necesită o îngrijire specială, o atenție specială, iar pentru asta sunt diverse tratamente în funcție de cerințele fiecăruia. Pentru hidratare putem să folosim măștile clasice care se găsesc în comerț. Dacă sunt folosite cum trebuie, au un efect vizibil. Iar pentru probleme mai grave, să spunem așa, sunt tratamentele mai complicate care se fac în salon, cum sunt tratamentul cu keratină, tratamentele la fel de hidratare, dar cu măști mai puternice care necesită mai mult atenție din partea unui profesionist în timpul executării. Este important ce folosim pentru sănătatea firului de păr, mai ales atunci când acesta este deja afectat de diversele condiții la care a fost expus. Părul poate fi hidratat de începând cu șamponul, ca să spunem așa, pentru că are nevoie de foarte multă apă înainte de a folosi șamponul. Facem greșeala foarte des, udăm un pic părul și punem imediat șamponul. Este greșit pentru că părul nu se hidratează cum trebuie. Trebuie hidratat bine cu multă apă înainte. Apa are puterea și de a-l spăla înainte de a pune șamponul. Pentru asta vom folosi mai puțin șampon, pentru că va face spumă și automat reducem, cum să spunem, efectul pe care șamponul îl are asupra părului, care nu este întotdeauna benefic, pentru că este un produs care spală, deci iade pe firul de păr. Este fundamental să folosim un alt produs de îngrijire după șampon. Întotdeauna pentru orice problemă există o mască specifică, pentru păr gras, pentru păr uscat, pentru toate tipurile de păr. Și este fundamental să folosim unul după șampon. Să spunem așa, balsamul este creat într-un fel pentru cine are mai puțin timp. Nu necesită atât timp pentru așteptare. Îl aplici, îl plătești și a făcut într-un fel treaba. Pe când masca are nevoie de timpul pe care este, timpul care este indicat pe prospectul măștii pentru a acționa și a da hidratarea necesară. Așa cum vă prezentați la medic atunci când ceva nu este în regulă, la fel ar trebui să faceți și pentru păr. Ori de câte ori este ceva în neregulă, mergeți la un stilist care vă poate sfătui în legătură cu cele mai bune idei pentru aranjarea și îngrijirea părului și care vă poate ajuta să alegeți cele mai bune produse pentru părul dumneavoastră.